În timpul unui dans, Antonio probabil și-a mai făcut curaj și a abordat-o pe Maria, a luat-o de față, așa, joacă cum practică ei astfel de tachinări și după a învârtit-o, iar apoi s-a așezat în spatele ei, practic a luat-o în brațe. Cei doi au dansat împreună, îmbrățișați două minute să zic, înainte să se termine piesa, Maria s-a distanțat încet de Antonio, dar oricum cred că e cam prima interacțiune atât de apropiată între cei doi pe seara aceasta. Mai e din petrecere, așa că vom vedea ce se întâmplă până la final dacă se vor împăca, pentru că par certați sau dacă se vor ignora în continuare. Mai mult am observat că Maria îl evită. Antonio mai încearcă să facă câțiva pași, ba îl acceptă, ba îl respinge, mai dă așa una caldă, una rece.